într-un loc ferit, nu atât de departe de mijlocul Moldovei. Se află un sătuc pe nume Țibănești. Treci de o pădure, de alte câteva sate și ajungi în locul ăsta. Un sătuc aparent izolat de lume, dar plin de povești. Și cel mai interesant loc din Țibănești este conacul ce a aparținut lui Petre Carp. Ce a găzduit multe povești pe care niște adolescenți sunt doar pe cale să le descopere. Dar pe unde au dat turnele lor, nimeni nu știe. E un mister. Nescuzat, nu știu cum să-i dat turnele. Hai să vedem. Pare interesant aici. O să vedem. Deși camere. Bine. Stați un pic, ușor. Aș vrea să-l las să stai aici momentan, că... Dar nu vreau să spun singur la părinții. Băi, eu sunt singur la părinți, dar am un fel care nu crede. Un domn doi m-am născut și nu s-a aflat exact cauza. S-a aflat, nu văd, au încercat operația mergea, n-am reușit. A, de ce mă duceam asemenea, în 2003, vreau mai târziu, un copil. Surpriză, nu ce nu crede. Știu, da. Dar suntem tot așa, un două. Da, acum eu vă sfătuiesc să aveți grijă. Că pe aici se întâmplă, nu? Ce poate să vedem la aia? N-am nici să-l registrăm, nu stăm pe aici, să ne simțim mai bine. Credeți că vom reuși? Păi, hai să vă arăt pe aici. Veniți după mine. Pe unde ați venit? Ok, păi... dumneavoastră, înainte că știți... Vedeți sau nu vedeți? Ne descurcăm un pic mai greu, dar e ok. Merge. Vă auzim pe dumneavoastră? Veni. Haideți să vă avem zice, merge. Acesta e un pod, nu? Din câte vreau seama. Asta e un atelier. Atelier.
se va capa cu mielor să fugi în stomac. Dacă ea mi-ar cine, m-aș lăsa de fumat. Să vrea la copii cu mine să stăm toată ziua în pat. Îmi place de tine, dezbrăcată. Îmi place de tine, dezbrăcată. De caracterul tău bățos și eu mult mai bun ca ai un corp frumos. Îmi place de tine, dezbrăcată. Îmi place de tine, dezbrăcată. De caracterul tău bățos și eu mult mai bun ca ai un corp atât de frumos. Hei, copii, vedeți că sunteți așteptați la ateliere, să nu întârziați, da? Ce dubios e tipul ăsta pe bune? E cam greu. Da, nu știu, că asta până mai... Facem greu un portofel pe aici, a? Nu știu, pe aici e de spate. Măcar pe jumătate. Aer curat. Nu era ăsta noaptea, să-i gândești. Păi asta noapte era bună, că alungați vampirii și fantomile. A, usturoiul de aia, cel de borș. Borșul de pește. Mult? Love me do, oh, love me do. Someone to love, somebody. Și totul mergea aparent bine, cel puțin până s-a lăsat seara. Bun, ne apucăm. Bă, ce bine fac că m-am pus, dar nu a fost bine, s-a? Da, sunt foarte bine că am ajuns, pentru că am avut trecut un bun vreme și cu trebuie și după aceea și am avea fost un lucru foarte relaxant pe care ne-a arătat că să fim bine tot. Acțiune, bă, băieți! Și a... Bă, am auzit că ar fi un concert mâine, și că aici la Țăranii, da? Ar veni o formație, nu știu ce naiba de ceva, știi? Adică... Hai să facem așa, am ceva să vă zic de-aseară. Știu că mâine seară... Bă, trebuie să mai curând un pic până la păsat, dar pare de mișto. Deci mai e o brichetă la temă. Ce nu știu ce stai frate așa? Frunze Leolina, frate. Deci ideea este frumosă. Eu vă iubesc pe voi. Și nu aștept să vă zic asta mâine. Și mă bucur tare mult. Ai cât de drăguțe fetele noastre din grup? Sunt senzuale, geniale și extraordinare și le iubim atât de mult. De asta vă băieți, cred că o să iasă o excursie. Artâia! Artâia, tipul! Ce ar putea fi? Noroc, băieți! Așa, prima 2.50. Să fie că destul muncim în timpul anului. Dă o încolo de treabă. Da, bă, mai ales, mă, că ai șură. Să mori mult. Hai, hai, hai!
înțeles. Hai, frate. Nu vreau să vorbesc despre asta. Hai să ne distrăm. Știu, înțeleg perfect, înțeleg perfect. Dar hai să nu vorbim de asta. Ideea e că am auzit că au aici o vișinată. Să ne despărțim ca să putem explora întreg spațiul mult mai repede. Păi
facem echipele și apoi mergem. Eu mă duc cu Deo. Voi cum vă împărțiți? Eu mă duc cu Alina și cu Anton. Și atunci suntem noi. Facem un și un lucru. Hai să facem un lucru. Hai să facem un lucru. Că vin eu cu tine. Da? Cu mine? Eu mai rămân, zici pe ăsta aici. Bine, Marius. Bine, bine. Bine, aveți grijă să nu... Să nu vă pierdeți și voi. Cum te ești imbeci? Păi tu ești nebun, e cel mai periculos loc din casă. Așa știi? Nu am să duc acolo. Ce să caute imbeciști? Eu îți zic să vedem. Bine, hai să mergem. Mai avut dreptate aici. Dar cu atenție. Cu atenție. Nu mergem nicio ușor. Chestia. Asta o să trăim toată viața cu ideea că nu ne-am dus. Trebuie să ne ducem, dar cu să nu știu, frate. Armează-te, curaj și bă, hai să intrăm la nu, hai, unde să intrăm? Am vorbit că o să te muniți, mă, știi de ce? Ăștia sunt aici și s-a întâmplat ceva grav și trebuie să intrăm. Nu pot, nu pot, mi-e frică! Hai, 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 bag cura în electronac, că nu mai nimeni aici, chiar am pierdut contactul cu toți. Și nici fără de George, unde dracului s-o fi dus? Nu ții tu și ții pe de voi, nu mai pot. I-am zis! Ți-am zis să stai aici. Ală morții lui și pe ăla că-i plicos de care știi. Chiar mă întrebă, vor fi bine? Adică... Păcate, nu mai știu nimic. Trebuie să soluția, trebuie să-i lucidăm misterul aici, ceva se întâmplă, trebuie să găsim ce cu toată. Ce căcat de excursie asta!
voi s-a întâmplat ceva? Omule, vrem să știm unde ne sunt prietenii. Prieteni, da, unde nu sunt? Asta te-am întrebat, parcă. Am pățit ceva? Băi, vrem să știm unde sunt toți, au dispărut, nu mai nimeni în conac, afară de noi. Și tu stai aici pe seama și te întreb, am pățit ceva, nu mă dracului. Păi eu doar am grijă de conac, copii. Dar mor tu, atunci de ce îmi zici că trebuie să avem grijă? Ceva știi? Zi-o! Mi s-a întâmplat și vouă, nu? Adică ce? Stai, ce sunt la ce? Bă, băieți, conacul ăsta are o istorie ca poate. Hai să mor. Istorica aparte, ia uiți. Și n-ai vrea să ne arăși nou istoricul ăsta? Moșul ăla zice, dar nu mă lasă casa. Nu ce casă care te constrânge așa? Da, eu sunt un biet administrat. Deschid casa asta. Are o voință proprie. Omule, hai să facem casa să ne lase. Hai, dracule, ridică-te de aici să mergem să vedem mulți prieteni. Ce ne înțelegi? Băi, voi vreți să știți adevărul? Da, vrem să știu adevărul. Trebuie să răspunsuri. Da, vrem răspunsuri. Hai! Nici o să vi le arăt. Te așteptam, omule, ce n-ai bat? La etajul 3 e o încăpere. După tine? A, eu nu pot să intru în ea. Dar am să mă arăt calea. Poate acolo găsiți... Ce căutați? Asta și speră. Pentru binele tău, bine fi să găsim. Aici, băieți. Ușor. Ușor. Urmați. Așa, să nu te ascunzi că te găsim. Urmați-mă, urmați-mă, până drept, atunci. Thank you.
Revelation.